Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă arăt eficiența tratamentului fornic în funcție de familie. Eu am luat această tavă în mână și vreau să vă arăt păduchii Varroa unde au căzut. Dumneavoastră vedeți, eu nu. O să vă arăt mai multe tăvi. Aici nu este infestare foarte gravă, mergem la alta. Iată, aici avem o altă tavă. Voi mări. Nici aici nu este foarte gravă infestarea. Aici infestarea este, aici tratamentul a fost făcut acum 6 zile. Vedeți aici, să văd păduchii, uitați-ne. Vedeți că se vede foarte bine, cei maroni. Deci cad destul de bine după primul tratament. Consider că și dacă făceam cu varachetă, la fel cădeau. O să mergem la o altă tavă unde este infectare mai gravă. Mergem la un alt stup. Am făcut o verificare să vedem cam care este gradul de infecție. Nu este foarte grav, dar aici este unul dintre cei mai afectați care am găsit până acum. Iată, aici o să vă arăt. Deci, păduchi, aici sunt mai mulți. Aici am avut ocazia să văd și albi. Iată, aici este unul mai alb, mai maroni, uite alții mai albi aici în imaginea aceasta. Și mai alb și mai maroni. Familia aceasta este pe 10 rame. Și chiar sunt păduchi suficienți. Deci este cel mai infectat. Consider că este destul de eficient tratamentul. O să bag la loc. Acesta a fost după primul tratament. Voi mai face încă două, tot cu acid formic, așa cum ați văzut în filmele anterioare. Albinuții li zboară foarte bine, e un pic de cules, am băgat în față la urdinii și camera neagră, plecăm de aici. Avem și roiuri. Iată, arată foarte bine stupina.